Dragele mele, azi am venit și eu un pic în mijlocul naturii. Uitați ce copaci frumoși. Ei, aș fi vrut să mă duc la pădure, dar n-am avut cu cine. Pentru că ginerele meu, dacă m-aș fi dus cu el, m-a lăsat. Mergea că are piciorușele lungi și merge repede și o rămână în urmă. Și mi-e teamă, dacă aș fi găsit pe cineva așa ca mine, de vârsta mea și cu mersul meu, m-aș fi dus cu mare drag, zic, să mai ies un pic din o oră, două, să mă mai recreez și eu. Opa, am ca ciupercile pe jos. Abia am ajuns și eu și am zis să ies un pic, să fac un pic de mișcare. În aer de bere, uitați cum sunt. Asta ce frumoase sunt. Măceșii, din măceșile astea, făceau vin bunicii noștri. Ceai. Ceaiul e foarte bun, vin. Au ce stejari frumoși. Am venit aici pe câmp. Nu m-am mai dus la pădure, că la pădure nu vreau să merg. Să mă întâlnesc cu ursul. E teamă de urs. Și așa că am ales să vin pe câmp. Ia uitați ce iarbă bună, fragedă pentru animale. Doamne! O minunăție! De păscut, s-au făcut frumoase, sunt multe, uite, de astea de rouă sunt multe, dar să știți că și astea sunt bune, ia să le culeg eu frumos, și astea sunt bune, este o tocăniță, mamă, o tocăniță dulce, bună, ăștia sunt bureți de rouă, aude, ăștia sunt mulți, vedem dacă o să găsim ghiebe totuși. O să ne lăsăm un pic pe colina, la vale. Să vedem, aici sunt mai mulți burezi rou. Am găsit două ciupercuți, dar de-abia am venit. Să vedem. Mai mult de dragul plimbării am venit. Mi-e drag să stau în aer liber. E o plăcere, e o plăcere. Și am zis să mai fac câțiva pași, pentru că la mie am nevoie de mers pe jos mai multișor. De-aia am și venit cu mare drag, cu mare, mare drag. E o priveliște încântătoare, minunat. Uitați ce de-a ciori, ciorile astea mănâncă nucile, văd că sunt multe nuci pe aici pe jos și mănâncă, consumă nucile. Cât e de frumos, Doamne, cât e de frumos. Când eram copii, mi-amintesc, mergeam pe câmpuri. Era o plăcere să mă duc pe câmpuri. Doamne, și să culeg de dragul culesului. De dragul mersului în mijlocul naturii. Mamă, ce mai îmi plăcea să alerg pe câmpuri. Ei, acum a venit o vârstă când nu mai e ca înainte. Să vedem ce e asta. Asta e beșina porcului, dacă vă amintiți. Cărbunele de pământ, cum se spune. Hai, dacă te-ai de frumos. Frumos, frumos, frumos tare. Priveliște încântătoare. Măcar două ore să stau și eu. În mijlocul naturii e plăcut, nu? Haideți cu mine. Haideți cu mine pe câmpuri. Hai, zic să mă mai relaxez și eu, să mă mai recreez. Uf, m-am săturat numai în casă, numai în casă. Mai ieșim și o leacă afară la aer. Mamă, acum o să o iau pe colina. În jos. Acolo am să o iau. Vezi ce copaci. Ce copaci frumoși. Ia să iau, acolo sunt câmpuri, vedeți? Ia să mă uit un pic și pe aici. Pe curiozitate. Mamă, mi-a intrat un țep. Au, mi-a intrat prin papuc. Curioasă, să văd și eu ce mai e pe aici. Dar uite că mi-a intrat un... Nu mai, mai bine mă retrag, deci... Mi-a intrat un țep de ăsta de salcâm. Prin Adidas.
Ia uite că tot acolo. Au, rămas și încade. Oh, trebuie să-l scot. Gata. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Asta era în piciorușul meu. Tu-i mama, mă zi. Gata, nu mai intru pe aici, că nu-i bine. Mi-a făcut deja bubița. Am vrut să trec în partea cealaltă, să văd ce mai e pe aici. Curioasă. Curioasă tare. Și uite că mi-a intrat, ala, să mai culeg câțiva burezi de rău. Mi-a intrat țepul ăla de la salcâm în picior. Prin Adidas s-a trecut. Fii, Doamne! Așa e când ești prea curios. Se mai întâmplă și câte o de asta. De-abia am pus pasul pe pământ și m-am accidentat. A prins vulpea rană. Vai de mine și de mine. Ce să fac, asta e. Ia să închid un pic telefonul.